Iulica. Bună dimineața! Informații fresh ca tine! Bună vedem. Bună dimineața! Bine v-am găsit! Astăzi vă prezint câteva dintre inovațiile momentului. Mm. Ca de obicei, avem o perioadă pe timp de vară când ne pregătim pentru ce se va lansa în toamnă, ca să spunem așa. Și au apărut deja imagini, iată, cu automobilul solar, pe care eu cred că în viitorul nu foarte îndepărtat îl vom vedea și pe șosele, poate nu în România prea curând, dar iată, imaginile pe care le vedeți acum sunt din Statele Unite, din California, acolo unde vremea este tot timpul prielnică, așa că mașinile de genul acesta au toate condițiile pentru a se încărca de la soare și pentru a nu mai fi nevoie să fie băgate în priză și să fie încărcate electric. Au o autonomie de 400 de kilometri și vor fi vândute cu aproximativ 25.000 de dolari. Și pentru că tot vorbim de Automobile atipice, să spunem, iată, și o farfurie zburătoare, îmi vine să spun acum, dar atipide. este vorba despre un aparat electric de zbor, 100% electric. Este făcut pentru zboruri individuale de o singură persoană. Din câte vedeți, uh, vorbim de zboruri verticale, pentru că. Vei călători în picioare, și într-adevăr sunt 100% electrice. Un proiect, uh, tot din Statele Unite, care este acum în faza de uh, testare. De fapt, producătorii au și început să lucreze acum la prima linie de uh, produse. Și vorbim și despre neuroștiință, pentru că iată, au apărut ceva noutăți și uh, aici. Noi am mai abordat acest subiect la ILAC like IT, la un moment dat, dacă. Ne urmăriți constant, dar am și avut uh, un specialist în neuroștiință aici în Platon, un specialist care ne-a vorbit despre beneficiile acestei terapii atunci când vine vorba de tratarea copiilor diagnosticați cu autism, de exemplu. Ei bine, iată s-a uh, descoperit o, o formă a terapiei care poate tra trata Diversele afecțiuni suferite de persoanele care trec printr-un accident vascular uh, cerebral și care, urmând acest tratament, își pot recupera mobilitatea brațelor sau a picioarelor. Evident, este un tratament destul de uh, intens și este încă în, fața, în faza de uh, testare, uh, și încă un. Uh, Gadget, să spunem foarte util, mai ales pentru cei care conduc foarte mult, pentru șoferii în mod special. S-au inventat ochelarii care te avertizează că ești prea obosit și trebuie să iei o pauză. Dacă ești șofer, te afli la volan și uh, se întâmplă să clipești de prea multe ori, vei primi o avertizare. De la ochelari, fie vor vibra foarte puternic sau vor emana o lumină uh, la fel de puternică, tocmai pentru a atenționa că este cazul să tragi pe dreapta, să iei o pauză. Și cred că sunt foarte utili acești ochelari și pentru uh, tirurile autonome, pentru că până la urmă și tirurile acelea trebuie supravegheate și uh, pot fi utile pentru pasagerii care se ocupă de această parte de uh, supraveghere. În momentul de față este vorba despre un program de testare rămâne de văzut ce se va întâmpla acolo. Abia aștept să vedem acești uh, ochelari inteligenți. Și uite, o geantă pentru mine pe care abia o aștept. Este vorba despre o boxă uh, sub forma unei genți. Este un model uh, Balenciaga făcut cu un uh, producător uh, din zona de tehnologie, și uh, sper să ajungă și la noi o astfel de geantă să, să o testăm. Și iată, încă un. Uh, uh, gadget foarte interesant. Acesta este Nothing Phone. Este un telefon cu Android care, sincer, aparent cel puțin uh, seamănă foarte mult cu un uh, iPhone, dar atenție, este un uh, Android. Are un senzor de 50 de megapixeli, un senzor Sony, o baterie de 4500 de mAh și o încărcare de 33 uh, de uh, W, o încărcare atât wireless, cât și reverse charging foarte interesant. A atras foarte multe păreri acest telefon și abia așteptăm să-l vedem și în România. Surpriza este că va fi disponibil și la noi, dar mai durează ceva timp până atunci. Au apărut și foarte multe recezii pe internet, foarte mulți specialiști din domeniu își dau cu părerea despre acest Nothing Phone, care este produs de unul dintre cofondatorii companiei OnePlus și care și-a propus să aducă ceva atipic pe piața smartphone-urilor. Și iată, avem și o nouă rețea socială. Am mai vorbit despre Poparati, care este un fel de Instagram, o rețea socială care deja a fost descărcată din App Store de mai bine de 5 milioane de oameni. Este doar în varianta iOS disponibil momentan. 75% dintre utilizatori au între 14 și 18 ani. Și mai vreau să vă prezint un gadget foarte interesant, un blender care ne și gătește. Trebuie doar să adăugăm uh, produsele și să ocupă atât de gustările calde, cât și de cele uh, reci. Și evident că putem face asta și uh, printr-o aplicație, de pe telefonul mobil. Trebuie doar să avem grijă să i adăugăm ingredientele de care are nevoie. Sticla uh, blenderului este una foarte puternică și suportă și temperaturile foarte ridicate. Putem face inclusiv uh, paste, porigi, supe sau lapte vegetal, de ce nu. Nu uitați că pe site-ul nostru găsiți toate informațiile de care aveți nevoie despre toate produsele pe care le-am prezentat, toate aceste noutăți, ba chiar o listă suplimentară de roboți atipici ai anului 2022 și nu numai, poate și ce urmează să vedem în perioada următoare. Trebuie doar să scanați QR codul de pe ecran, îl găsiți în colțul ecranului și vă duce direct pe site-ul nostru, pe știrile protv.ro, la secțiunea i like IT, unde găsiți mai multe informații despre acești roboți și inovațiile momentului. Ne vedem la ora 10.